șoferul cu așa neartan a depășit linia dublă continuă, s-a întors aici în fața rondului, unde și-a adus el aminte că are nevoie. Și poliția l-a oprit să-l amendeze. Nu știu cât o fi amendă pentru așa faptă, dar de ce l-a oprit în mijlocul drumului, ocupă o bandă? De ce îl lasă să intre în mașina poliției? De când așa reguli? De unde așa reguli? Bulevardul central din Chișinău. Așa l-a stă parcat pe pista biciclistică și nu-l observă nimeni. Poliția are treabă cu străini mai bănoși, mai gângoși. Dar așa, au delicat la pare destul de scump și oată.